Mesajul primarului Andrei Volosevic a fost postat pe Facebook. Edilul spune ferm că vom avea și luminițe, și tel de Crăciun, și patinoar, și căsuța lui Moș Crăciun și lucruri foarte interesante pe care le vom face. Cei mai mulți ploieșteni nu concep sărbătorile de iarnă fără iluminat festiv. Ar fi tradiția să urmăm. Să nu se facă exces, dar să fie ceva. Da, e normal, firesc, frumos, doar să fie așa, ceva mai simplu, dar mai drăguț, ca să zic așa. Da. Nu merge fără. Da, aș zice că totuși nu. Sunt atâtea orașe care fac investiții și mai mari și mai frumoase, măcar atâta să avem și noi aici la Ploiești. Eu cred că ar trebui, da. Fără ele nu se simte că e Crăciun și Revelion. Cu toate că nu mai am copii mici, mi-ar plăcea. Nu se simte spiritul sărbători? Simte, da. Da, ar fi frumos. Bine, nemai pomenit. Fără iluminat de sărbători se poate, nu se poate? Da, parcă nu simțim că e sărbătoare, nu? Anul trecut, iluminatul public ornamental de sărbători a fost aprins la Ploiești pe 5 decembrie.